în așteptarea marii capturi pe balta de la St. Paul. Doar ce am terminat de băgat bețele, ne apucăm să dăm câteva cobre. De spum nu mai avem timp și sperăm să prindem ceva. Vă țin la curent. Avem prima trăsătura serii. Pare a fi ceva destul de mărișor. Pleca mult în stânga. O să încerc să-l aduc la pozat. kg, cu tot cu sling, deci are undeva la 16 kg, prima captura serii. Hai să și vedem. Hai să dezinfectăm până se mai potolește, să vedem pe ăsta. Prima captura serii. Cântărește undeva la 16,5 kg. Ne bucurăm pentru ea. Este undeva la 9 seara și partida abia a început. Eliberăm și sperăm să prindem și mai mari. Dacă nu, am mai plecat una. Eliberăm și să vedem ce avem și dincolo. A treia trăsătură consecutivă, a doua nu s-a finalizat, a scăpat până am ajuns eu aici, dar se pare că trage și cea verde. Hai să vedem. Nu pare prea hotărât. Nu știu ce face, cred că pleacă iar în stânga. Eu zic să-l scot, că și ăsta pare mare, pare îmbrăcat. Finalizez drill-ul și o să vi-l arăt. Este Emincioc. Așa. Bun. Captura numărul 2. Pare tot undeva la 15-16 kg.
Să punem imediat pe... Deci, frați, 18.37, captura numărul 2, două bețe pe mal, mai am unul singur în apă. Hai să și vedem. Peștele numărul 2, de la trăsătura numărul 3. A doua trăsătură nu s-a concretizat. Wow. Acesta este al doilea de 16 al serii și al acestei partide până acum. Peștele numărul 2, 16.400 kg. Dezinfectăm, eliberăm, băgăm bețele și sperăm să vină următorii, mai mari, mai mici, ce ori vrea, numai să vină. Acum, uite, un singur băț în apă, ăsta e cel de-al doilea și... Acum vreau să eliberăm al doilea pește. Ia uitați ce frumos e. Du-te. Avem o nouă trăsătură pe o lansetă dată destul de aproape. M-am dus să-l scot că a plecat în stânga. Avem și peștele numărul 3. A dus pe saltea. Kg. Scădem 2 kg slingul. Ora 3 dimineața. Acest frumos comon îndrăznește să ne trezească. Cântărește undeva la 14.5 kg. A venit la o bilă Red Squid de 24. Plasată destul de aproape, undeva la 70 de metri. Ne bucurăm pentru el, împrospătăm, le liberăm și așteptăm să poate intre ceva mai mare. Vă țin la curent, fire întinsă! Bună dimineața, pescari!
Am zis să revin cu un update privind desfășurarea partidei. După prima noapte avem 3 pești mari, peste 10 kg aduși pe saltea și vreo 2 de 6-7 kg pe care nu i-am mai filmat. Încă unul pe care l-am scăpat un pic mai în larg. Am tras un pic mai tare de el, n-am avut răbdare, eram cam somnoros. Dar a mers bine deocamdată. Este ora 8 jumate dimineață, aproape de 9, 8:45, cam așa. Am împrospătat bețele, ne-am pus și o gură de cafea, un energizant. De acum ne apucăm să nădim un pic. Aseară am dat maxim un kil de bile la cobră. Așa că o să mă apuc să nădesc. Nu o să dau nici prea multă nadă în apă, cred că undeva la maxim 5-6 kg de porumb și vreo 2-3 de bile. Deci asta va fi toată partida. Și vedem ce va ieși la, pe salteaua de primire. Cel mai bine aici rescuidul a mers ok pe orice stand, în orice perioadă. Acum, în ultimul timp, am văzut că și dumbbell-urile Red Crab merg foarte bine. Acum vom vedea ce va ieși. Vă țin la curent, fire întinse. Avem și prima trăsătură a acestei dimineți. Pare a fi un peștișor tot așa, destul de îmbrăcat. Dar pleacă în stânga toți, nu înțeleg de ce. Sper să-l pot aduce să nu se ducă iar în stufă aici. A scăpat de stuf. Îl aducem ușor. Pare un pește frumușel. Cred că are undeva la 10-12 kg. Deci, este un montură elicopter. Asta este. Și ăla este un red squid. Un red squid care a stat undeva la o oră jumate în apă. M-am înșelat un pic. Deci, dacă aș sta potolit, are 11,300-400 cu tot cu sling. Deci 9 kg jumate, scădem 2 kg slingul. Dacă s-ar potoli un pic, ar fi perfect. Normal că nu vrea. Acesta e peștișorul. Prima al dimineții. Relansăm bățul și așteptăm.
pește și-au venit la amiază. Peste patru de nadă. Un băț lansat acolo. La intercepție. A venit peștișorul. Ne bucurăm pentru el. Eliberăm și sperăm că o să vină unul și mai mare. Am adus. Fix după ce am nădit, după ce am dat cu spombul, a venit și acest frumos comun. Cântărește undeva la 12,7 kg. Ne bucurăm pentru el. Chiar dacă nu e un 20 plus, nu contează. Pește să fie. E un pește frumos, de ce să nu recunoaștem? Dezinfectăm și eliberăm. Hop. Așa. Am pregătit monturile pentru noapte. Așa arată. Sper să intre ceva mai mare. Ori intră, ori nu intră. Ce tumbe face. Cred că are undeva în jurul cifrei de 10. Nu-l mai cântăresc. Nu e mare. O să vi-l arăt imediat cum se potolește un pic. Trebuie să facă ei pe nebuni aici. Nu stă cu minte. Îl dezinfectăm până una alta. Oh! Ia uite-l. Asta este. Cred că e peștișorul numărul 8. E bun. Să mai vină și altul. Ne bucurăm pentru el. Pește frumoșal. Hai să eliberăm. Aceasta este porția de spomb pe care o să o dau acum. Sunt aproximativ 2,5 kg, 3 de porumb. Am pus un pic de lapte de porumb și un pic de extract de alune tigrate. Și mă duc să dau la spomb. Poate prindem ceva amuri frumoși. Iar așa arată porția 2 de spomb. Și aici sunt tot așa vreo 2,5 kg. O să dau un pic mai târziu. Să vedem ce capturi o să ne aducă. Mamă, peștișorul, mă, unde te duci? Ia uite. Toma pe acolo. Și era aici. Ce nervos e. Cred că e tot zecar. De obicei ăștia sunt așa nebuni.
Încă nu l-am văzut până acum, nu știu cât de mare e, dar nu pare să fie mare. Nu cred că e trecut de 10 kg. Ce nebun e. Op, pleacă minciog. Ia, ce am zis-o ponton. A ieșit la suprafață. Ia să-l vedem. Îmi pare chiar mic. Da, mai are un pic de energie. Ia. Băi, nebunule. Hai. Nu vreau. S-a mai întors, da. Hai la mincioc. Lasă prostiile. Hai. Că te pup, fac o poză și îți dau drum. Chiar s-a întors. Mai mare gura ca corpul. Op. Ok, mincioc. Hop. Da, iată. M-am înșelat, tare. Are 10 kg. 10-11 are. Mai plecat una? M-am înșelat cu 10 kg. E un pic mai mare. Iau. Plecat. Cred că m-am înșelat un pic. Mai mare. Cred că bate spre 12. Deci, exact, 14-17 cu tot cu sling, scădem 2 kg slingul, 12-700, bun. Ia uite-l! Până acum numai comune am prins, n-am prins nicio salontă, nimic. Mi-ar place să prind o salontă, o oglindă, ceva, parcă m-am săturat de comun. Ar pare să prind și un comun dacă ar fi mai mare, să zic de 20, dar na, asta e. Asta e. Ăla de aici. E pe drop. Nu știu ce o fi, o fi un ciortănel ceva. Și asta. Haide să-l eliberăm. Este frumos.
tocmai ce a tras la montura cu două bile de 24. Sunt curios ce avem la capătul firului. Vreau să duc în stuf. No. Ia uite. Acesta este. Nărăvașul, care a poftit la două bile de 24. Îmi strice mie montura. N-ar fi putut să fie unul mai mare? Hai. Prima trăsătură a dimineții numărul 2. Un drop nebun. Asta sigur e un ciortan obosit. Vorbești, ne pleacă una. Că a luat 30 de metri de fire, sunt acolo. Ia uite. Hai să scoatem pe ăsta. Poate vine. Ăla acolo, ăsta aici. Ia uite. Hai să mai dau drumul la frână. Deci nu se oprește, ia uite. Uite-l unde. Super tare.
sâmbăt. S-a oprit. Asta. Hai să-l aducem înapoi. Sper să nu rămân fără fir pe tambur. Mai e un pic. Hai să-l aducem pe asta. Hai, nu mai repede. Ia, măcar e mare. Hop. Nu e mare, dar e nebun, ia uite-te și incredibil. Asta e minciul. Și la încă trage. Ia uite ce pește nebun. Dacă nu vrea, nu vrea. Primul pește mai răsărit al acestei dimineți. Celălalt a scăpat de plecase pe ran în timp ce o scoteam pe ăsta. A scăpat. Ai, măcar a venit nebunul ăsta la poză. Ați văzut ce m-a chinuit. Pleca ca nebun. Să eliberăm. Și avem și primul amur al acestei partide. Toate că eu mă așteptam să prindem miere pe zi, să prind ieri pe zi. Am uitat acum de dimineață. Ia. Hai să vedem. Stai cu minte. Nu e mare. Hop. Acesta este. Nu cred că e mai mare de 10 kg. Nu mai pune cântarul pe el. Ia uite. Hop. Am mai plecat în aia. Activitate intensă în această dimineață. Uite. Hai, stai cu minte să-ți fac o poză și după aia poți să pleci. Nu, hai că stai. Hai mă, stai un pic. Un pic stai. Nebun pește. Deci n-am pământ. Hai. Hai să-l scoatem pe altul. Să vedem ce avem. Ia să vedem ce avem aici. Un peștișor. Hop. Peștișorul. Stai cu minte. Asta e bățul de 3,60 de la Avid. 3,25 livre. Pare un pic cam moale, da. Mie îmi place să pescuiesc cu el. Am pescuit și tura trecută. Am niște bețe pe care eu le-am luat la
special pentru pescuitul plantat, dar le folosesc și la lansat, că poți să lansezi 80-90 de metri lejer cu ele și cu fir de 0,3. Și le tot folosesc, nu știu, îmi plac. Și plus când ești singur, astea de 3,60 a plecat. Asta de 360 te ajută, e peștele mai ușor în mincioc. Op. Mai am un singur băț în apă. Scoatem pe ăsta, nu e mare. Tot așa, nu știu dacă are peste 10 kg. Îl scoatem, îl vedem. Și relansăm bețele. Haide, mă. Murea, uite. Deci dacă era unul de 20 de kg, era de mult pe salteaua de primire. Ăștia mici, te lupți cu ei ca nebuni. Ia uite, uite. Abia încape bila în gură. Să-l ducem pe salte. Și mai zbate și acolo încă jumătate de oră. Deci că nu e obosit. Op. Ei, are 10-11, are și asta. Ia uite-l. Hai să-l cântărim. Ia uitați-l. Frumușel. Îl mai cântăresc. Până în care 90 kg, cam pe acolo are. Mai mult n-are. Ăsta-i. Hai să-l eliberăm. A plecat. Salutare, pescari. Astăzi este ziua plecării. Cele 48 de ore se apropie de final. Am până acum 13 pești aduși pe saltea. Cred că vreo 4-5 am scăpat. Cel mai mare până în acest moment e cel prins în prima seară de 16,8 kg. După care n-am mai luat mari. N-a mai intrat nimic mare. Ca strategie, după cum am zis și cum ați văzut în filmare, am nădit porumb, cred că vreo 5-6 kg în total și vreo 2-3 kg de bile din cobră. Deci total 9 kg de nadă pentru până acum. Am avut dublu deal de câteva ori. Mă bucur că am prins pește. Mă bucur că n-am stat degeaba. Ne pregătim de plecare. Săptămâna viitoare o să mergem pe lacul Purcăreni. Ia să vedem. Pleacă una sau vântul? Roșia. Prima din dreapta este. Săptămâna viitoare o să mergem pe lacul pe lacul Purcăreni. Și o să facem un filmule și de acolo. Acolo o să fiu împreună cu familia și cu prieteni. Oh, drop. E pe drop. Hai să vedem ce fi. Mai lăsăm un pic. Ah, e. Ori amur, ori e ciortană. Da. Nu pare chiar ciortănel. Hai să-l aducem. Da, nu e mare. Da, e un ciortan.
Ia uite ce nebun ești ăsta. Cineva, mă, aveți Red Bull? Ia uite. Ciortanel. Cred că e peștele numărul 14 sau 15. Nici nu știu exact. Stai cu minte. Mai am una care a plecat. Mi-a încurcat și albăț. Până l-am scos pe ăsta. Uite. Nimic deosebit. Zici că-s frați. O să-l scot că s-a dus mult în dreapta. Oho, e în stuf? Da, s-a lăsat prea mult. Nu pare un pește mare. Paralel cu malul. L-am lăsat prea mult. S-a dus pe standul 18 acolo, nu știu. Bineînțeles că e un ciortan care a făcut până bunul. Ia uite. Ce bătăiasă. Eu cred că din cauza la furajare, la peleții ce li se dau, sunt așa activi, așa nebuni. Ce poți să-i faci? Ce are undeva la 3-4 kg. N-are jumătate de kg. Are 3 kg.